După ce a primit titlul de cel mai bun portar la memorialul Mihai Mironiuc, Iulian Andrei este lăudat din nou. Ultima persoană care i-a apreciat calitățile este chiar fostul adversar din partidele cu HCM Constanța, Bogdan Șoldănescu. Sunt doi portari valoroși, eu am jucat împotriva lor. Era greu să-l scrii. Sunt buni amândoi. Bogdan are o foarte mare experiență. Pe Andrei îl cunosc de mic. De când am început handball-ul, mă uitam la Iulian Andrei ca la... Nu știu cine. El a fost primul portar care mi-a plăcut, într-adevăr. Apoi, Stănescu, Popescu, cine am avut în spate. În momentul de față, Universitatea Suceava are în componență 4 portari. Pe lângă Pralea și Andrei, conducerea echipei locale de handbal își pune speranțe mari în Andrei Spiridon și Andrei Drăghici, ultimul dintre ei fiind adus în această vară de la Baia Mare.